Bolintin de Al, comunele Clejan și Letcanou sunt localitățile unde 3 posturi pentru agenți de ordine publică în mediul rural au rămas neocupate în urma concursului organizat de Inspectoratul Județean de Poliție. De asemenea, postul vacant pentru reîncadrare nu a fost ocupat pentru că nu s-a prezentat niciun candidat. Cei 32 de candidați admiși au fost repartizați în funcție de media finală obținută în urma susținerii celor 2 probe. Cea mai mică notă obținută de cei admiși a fost 6,87, iar cea mai mare 9,47. În urma examinării finale au rămas 32 de posturi ocupate. Din cele 35, 3 posturi nu s-au ocupat, respectiv în Bolintin Deal, în comuna Clejan și în comuna Letcanou. De asemenea, postul pentru reîncadrare nu a fost ocupat, întrucât nu s-a prezentat niciun candidat. Ca și note, putem menționa că au fost note obținute între 6,87 și 9,47, iar în ceea ce privește proporția pe genuri, din cei 32 de candidați declarați admiși, 3 au fost de gen feminin. Cei care nu au obținut nota 7 la examenul scris au avut la dispoziție o perioadă în care au putut depune contestații. În urma celor 5 contestații depuse, niciun candidat nu a reușit să promoveze. Locurile rămase vacante vor fi scoase la concurs în cadrul unei noi competiții.